lato di sinistra. Și mai nu nu cred că mai trebuie să mai pună din ăla, știi cum îi punea în ăsta, să-i construiască. Foarte frumos. Și plin, față de la de anul trecut, da. Nu mai. Mult mai Cum ți se pare, Bradu? Ce zici?
Acest brad este foarte frumos, este mare, uriaș și ne bucurăm și mulțumim domnului primar Cătălin Cherecheș. Domnul Cristian Angel, de fiecare dată când apuc primar, banii băga în jeb, dar măcar Cătălin Cherecheș face treabă, primarul care pune în suflet. Așa să punem tot timpul pentru domnul Cătălin Cherecheș, un suflet bun. Vă mulțumim frumos și mulțumim domnului primar de acest brad. Și lui Claus Iohannis, că a ieșit președinte. Îmi pare rău despre el că a ieșit președinte, eu aș fi vrut să iasă Ponta. Dar asta a fost norocul. Okay, o seară bună! Ce să nu-mi plis mâna? Dă-i înainte! Dă-i! Cât trebuie să mai vin? Cum ți se pare? Mi se pare ceva deosebit. Este o tradiție deja pentru băimăreni acest pom. Cred că aduce mai aproape spiritul sărbătorilor de iarnă și cred că îi bucur atât pe cei tineri cât și pe cei vârstnici. Da, este un lucru chiar foarte bun pentru Baia Mare, zic eu. Este interesant să stai să privești și operațiunea aceasta de instalare? Da, mi se pare interesant să vezi fiecare pas, cum se construiesc anumite, anumite lucruri frumoase chiar pentru Baia Mare. Chiar acest brad mi se pare fascinant și atât atrăgător pentru băimăreni cât și pentru cei care vizitează Baia Mare.